Păi am început, zic, Diana. Să rămână. Bună, Dan. Mulțumesc de invitație. Am să le spunem celor care ne privesc că am povestit noi aseară la o masă împreună cu niște prieteni și am rămas fascinat de povestea ta. Ce poveste de viață! Ai o carte acolo, dar o să vorbim despre ea puțin mai încolo. Hai să o luăm, Diana, pas cu pas, așa. Lucrezi în Londra acum, nu? Lucrez în Londra, dar originea mea e Maramureș. Mhm. Am crescut între Cluj și Maramureș, Baia Mare mai exact, dar am plecat din țară de 19 ani. Ca să-i atrag pe oamenii care se uită, doar atât te spun că o bună perioadă din viața ta ai lucrat în vârfurile companiei Louis Vuitton. Despre asta vorbim mai încolo. De câți ani ești plecată? De 19? 19, da. Când ai plecat prima dată din România? Am plecat la 17 ani. A fost o întâmplare fericită, ca să spun așa. Când eram în clasa a 10-a, profesoara noastră de engleză a venit cu ziarul Adevărul, cred că era, cu o reclamă pentru burse în America. Uh-huh. Oferite de Fundația Soros. Uh-huh. Și toți cei care aveau peste media 8 din clasă a zis toată lumea să aplice. Șansa vieții voastre. Și a fost tema noastră de casă, practic. Da, multă lume a aplicat și am reușit printr-un proces mai lung de selecție să fiu printre cei 6 români aleși din toată țara, că erau multe centre de selecție, Constanța, Iași, Cluj, poate erau mai multe, Timișoara, poate. Am fost 6 care am plecat timp de un an de zile la diverse școli private din America. Eu am ajuns în Palo Alto, în California, în Silicon Valley, unde la o școală de fete, timp de un an... Școală de fete? Școală de fete, da. A fost așa multișoc toată experiența. 300 de fete de la clasa 6 la 12-a, practic, doar foarte mică școală. Adică cum erau la noi școlile de călugărițe. Dar, mă rog, dar în plin Silicon Valley, imaginează-ți... Și chiar la 5 minute de mers pe jos de Stanford, de campusul Stanford. Deci o zonă incredibilă care și experiența în sine mi-a schimbat complet perspectiva asupra posibilităților în viață, asupra ce înseamnă un sistem educațional american. Și acolo ai făcut la școala asta de fete. Mi se pare extraordinar în America nediscriminării să existe o școală de fete. Sunt multe de genul acesta. Acum, trăind în Anglia de mulți ani, sunt multe școli de fete sau școli de băieți care, într-un mod tradițional, în învățământul britanic, s-au păstrat de-a lungul timpului. Deci există această tradiție. Dar nu mă așteptam să fie în America lucrul acesta. Într-adevăr, nu sunt probabil cele mai întâlnite, dar existau mai multe în acea regiune, pentru că mergeam la campionate de sport cu alte școli de fete. Și normal, da. Și acolo ai făcut clasa 11. Clasa 11. Exact, exact. Și foarte, foarte interesant. Bineînțeles, un mod complet diferit de predare. Eram 10 fete pe clasă. Tu venind dintr-o clasă cu 30. Cu 30, da. Deși eram 36, de fapt. Eram 30 de fete și 6 băieți. Wow. Clasă de mate, fizică, engleză. Da, mi-a plăcut provocarea. Am fost susținută de la început de părinți. Mm-hmm. Eu călătorisem în vacanțe cu părinții prin Europa, cu mașina, vara, mm-hmm, să vizităm. Deci aveam... interes, aveam, așa, era și o provocare academică. Și da. ai terminat liceul acolo? Nu, clasa 11. Am stat doar clasa 11. Te-ai întors în România. Era o viză care te obliga să te întorci 2 ani în țara natală. Și m-am întors, am terminat clasa 12-a cu clasa mea. Mă rog, am făcut examenele de diferență pentru clasa 12-a și am terminat cu clasa mea și apoi am dat la economice în București, la ASE, am terminat relații internaționale și la fel pe parcursul studiilor economice, tot cu gustul acesta internațional, am aplicat pentru o altă bursă, de data asta în Austria. Eu vorbim germană pentru că în
În Baia Mare aveam profil și aveam mulți vorbitori. Stai un pic să le luăm așa, deci Baia Mare, da? Baia Mare. Baia Mare, USA. San Francisco. USA liceul, da? Da. București. București, apoi București. Viena. După care din București, fiind la științe economice, la Academia de Științe Economice, ai aplicat pentru o bursă. Da. Ai ajuns la Viena. Am luat, deci asta a fost a doua bursă academică la Viena. Am făcut anul 4 acolo științele economice la Wirtschaftsuniversität la Viena. Iarăși o experiență deja la altă vârstă. Europa deja. Europa era deja, mult mai aproape de casă. Țin minte cât de diferit am împachetat când am plecat în America cu două valize versus că am umplut mașina părinților și din Baia Mare în Viena e foarte aproape. Baia Mare miroase a Viena. Da, e o istorie a orașului care e foarte apropiată de acea parte de lume. Și a fost complet diferit. Au venit să verifice căminul, țin minte părinții, să vadă unde merg, ce fac, toate lucrurile posibile de acasă. A fost chiar un proiect de familie la diferență uriașă între sistemul de învățământ american și cel european, cam vienez, da, mare. Da, cam da. Unde e marea diferență? Unde ai simțit-o? Pe studiile de caz, de exemplu, în America era și pe opiniile personale. Deci, în general, acum generalizez, dar ca să simplificăm, în general, ți se cere mult mai mult părerea în sistemul anglosaxon. America, da. Și Anglia. Și Anglia. Dar când deja intri în spațiu european sau continental european, e mult mai teoretică predarea, mult mai... E profesorul și ceilalți. Exact. Nu e... Da, nu e așa un workshop, să comuniune, zic, sau o provocare din partea profesorului să vadă ce idee ai sau de ce și cum îți le argumentezi. E practic mult mai mult o transmitere a informației. Cum ar fi în sistemul european, e televiziunea clasică în care tu te uiți la televizor și nu poți să comunici, și sistemul anglosaxon e online-ul în care trimiți comentarii, hate-uri, like-uri. Participativ, în alt fel. Dar, bineînțeles, un oraș cu o mare istorie de care eram oricum fascinată fiind din partea asta de lume. Și avem acasă de la străbunici, străbunici, obiecte de pe vremea lui Franz Josef, adică era altă legătură. Și o experiență și ea care m-a marcat. Cât ai stat în Viena? Am stat un an. Un an, școală. Exact, am terminat ASE, am venit apoi în București, am început să lucrez în consultanță timp de 2 ani de zile. Deci de la Viena te-ai întors în București. În București. Bun. După care, cam după un an jumate, mă gândeam, oare unde să mai plec? Și... Terminând facultatea, lucrai deja în București. Da. Eu începusem... Unde ai lucrat? La o firmă de consultanță strategică, se numește Roland Berger. Și începusem din anul 2 de facultate, de fapt, ca traducător de germană. Aha. Și după terminarea facultății am început ca analist la ei. Deci am trecut din traducător în poziția junioră care era în firmă. Am urcat la junior consultant și apoi m-am gândit... mi-ar plăcea totuși marketing. Am făcut mai multe proiecte în Roland Berger și de marketing, și de restructurări, tăiere de costuri, de la construcții la paste făinoase și trecând pe la centrale Motan la vremea respectivă. Deci foarte interesant și m-a atras partea de marketing și atunci mă gândeam cum aș putea să accesez piața de muncă din vest. Și cel mai rapid este printr-o diplomă obținută acolo. Și atunci am căutat un master, am aplicat la EDEC Business School, care e una din top 5 în Franța, un grand école, care Franța iarăși un sistem de educație foarte tradițional, unde trebuie să mergi la anumite școli ca să fii mai departe ales în anumite poziții și anumite firme. Am luat și acolo o bursă academică, deci a treia, plătită full pe un an. De fapt, era un an comprimat în 7 luni, pentru că vroiam foarte rapid să accesez. În Franța unde? În Nisa, pe Costa de Azur. Deci am trecut de la a lucra foarte, un orar foarte lung în consultanță la Costa de Azur, 7 luni.
cu masterul în economie, deci a fost așa o bulă de oxigen înainte să-mi iau viața în piept și să merg la Paris după ce am terminat masterul și să încep să lucrez în marketing. Am început cu grupul Louis Vuitton în polul lor de cosmetice și parfumuri. Când ai ajuns în Nisa, acolo ai început în marketing, acolo am pe Louis Vuitton? După ce am terminat master, da. Deci după ce am terminat master, deja eram pregătită cu diploma, am spus am terminat prima, facem interviuri. Și cum ai ajuns în grupul Louis Vuitton? Prin școală, deci după cum spuneam, e un sistem relativ tradițional de recrutare și mai ales la anumite firme și în lux, uh-huh. E foarte greu să intri în lux în Franța, mai ales în poziție, role de marketing sunt foarte căutate. Din și atunci, asta trăiesc. Exact. Este un brand de țară, deja e o identitate la nivel mondial și se recrutează preponderent din o mână de școli, practic. Și școala la care mersesem eu era pe acea listă. Și atunci am fost chemată la interviu și am făcut interviu. Ei te-au chemat? Da. Excelent. Uh-huh. Dar contează școala, repet, contează foarte mult școala. Uh-huh. Și după primul interviu nici n-am mai trecut de alte probe, mi-au oferit o poziție de stagiară, așa am început la Guerlain, în firma de parfumuri, uh-huh. În celebră, marketing, da. Exact. Eu am fost foarte emoționată când am primit oferte de la ei, primisem și de la Cartier, dar am ales Guerlain pentru că imediat după Revoluție văzusem, țin minte, revista Time avea pe spate, coperta de pe spate era Samsara de la Guerlain, parfumul ăla roșu frumos. Și mi-a rămas așa impregnat Samsara de la Guerlain. Cum nu știu, subconștientul probabil a ales pentru mine. A fost iarăși o experiență fabuloasă și... Câți oameni lucrează într-un departament de marketing de nivelul ăsta? Eram în sediu, la vremea respectivă, cam 300 în tot sediu, pe diverse departamente. Marketing era de departe cel mai mare. Și eram împărțiți în marketing de dezvoltare de produs, cam, cât să zic, vreo 20-30, uh-huh. Și probabil cam tot atâția pe marketing operațional, ceea ce se numește în mod concret cum să lansezi un produs în diversele țări în care reprezentă marca. Și eu lucram pe partea de lansări de produse, deci odată ce era conceptul făcut, produs, lansai produsul în diferite țări. Lucram cu echipele din 34 de țări, am lucrat cu 34 de țări, să-i ajutăm în campaniile lor, planurile lor de promovare, în funcție de importanța produsului, să le dăm anumite recomandări și cum să ajungă la vânzare, practic, da. La nivelul ăsta de companii, ai întâlnit români? Nu am întâlnit români până cam acum 2 ani. Wow! Da, da. Incredibil! Eram în Guerlain, de exemplu. Erai singura română? Eram singura româncă și mai era o chinezoaică și cam atât, restul erau francezi. Iar mai târziu, când am mers la a doua marcă din grup, care era în America, români nu erau români, erau din Europa câțiva francezi, pentru că, bineînțeles, se mută în grup, uh-huh. Se transferă, uh-huh. Între branduri. Și ori local, ori din Asia, dar nu... Nu români. Români, este da, european, târziu. La fel, puțin. Nu, nici avocatul firmei, țin minte când am plecat în America, când a auzit avocatul de la Louis Vuitton, că a auzit că sunt din România și că pașaport este european, scuze, nu vreau să mă ocup de cazul tău. Zău? Da, mi-a zis, a durat 10 secunde. Scurt. Da, a fost, nu o să uit niciodată. Ce e cel mai greu într-o campanie de marketing la nivelul ăsta când lansezi un produs? Cel mai greu e să găsești acel mesaj ancoră prin care să faci lumea să vrea să asculte mai mult. Deci acel, se zice, the one thing. Uh-huh. Unicul. Un lucru. Care, exact. Da. Ce, dintre toate, nu știu, funcționalitățile, valorile produsului, cum te faci să te simți, sau, ce alegi să spui care să, în 3-4 secunde, să oprești pe cineva din loc și să spună
vreau ceva... să știu mai mult. Uh-huh. Este foarte greu și acolo durau probabil dezbaterile cel mai mult. Durau și luni de zile, adică nu era un proces sau credeam că am găsit the one thing și după mai multe întâlniri schimbam. Cineva îl demola, exact, îl demonta. Exact, sau vedeam un succes la o altă lansare pe altceva și atunci spuneam nu mai putem merge pe același lucru. Foarte greu, aș spune de departe, cel mai greu. E celebră povestea cu Coco Chanel, care și-a lansat magazinul pe Champs-Élysées și i-a cerut ajutorul lui Picasso să descopere acel one thing, cum spui tu. Și Picasso a venit, a vopsit toată vitrina, a vopsit-o cu o bidinea și a făcut doar un singur cerc micuț acolo. Și s-au făcut cozuria și lumea voia să uite, dar ce e acolo? Super, nu știam povestea, super, super. Da. Și Picasso te rezolva, dar cu bidinou și lumea erau cozuri așa, și ce e? Și așa s-a deschis. Da, făceam teste, apropo de asta, mă face să mă gândesc că anumite exerciții care le făceam la birou erau să arăți o creație sau un design de poster sau orice comunicare că vrei să pui în fața unui om, să dai jos logo și să spui, ar ghici cineva că este firma noastră, se potrivește cu valorile sau cu imaginea care vrem să o transmitem. Și așa era un test în sală, mă rog. Excelent, dacă, interesant. Da, relativ des făceam. Dar cum vă băteați voi la nivel de trus lui Vuitton cu tot ce înseamnă fake-ul mondial? E o mare problemă. Nu sunt destui avocați pe câte cazuri ar trebui să se judece în tribunale. Este o area de foarte mare atenție și concentrare din partea nu doar grupului Vuitton, toate grupurile de lux, Richemont sau alții. Ei încearcă să atace cam grupurile margini, Alibaba sau unde AliExpress peste, da. Unde este volum practic, pentru cantități. Că și acelea durează ani de zile, da, procesele respective, deci cumva unde să-și concentreze eforturile. În schimb, în ultimii ani este o mare speranță din partea blockchain și se investește mult, a trecut deja de etapa de testare și de așa interes doar lejer. Se investește direct, anunțat chiar în aprilie în acest an, grupul Vuitton s-a alăturat ca pentru prima oară cu concurenții lor de la Richemont, Prada și Cartier, ca să creeze o rețea de blockchain unde lumea să știe să aibă un număr unic de înregistrare al obiectului vândut și să înțeleagă de unde vine fiecare piesă din acel obiect. Și după mine asta este așa ca o bulă de oxigen într-o industrie care este atacată din toate părțile de falsuri. Și o să le... E un efect exponențial, practic, pentru că poți să-ți protejezi produsele fără să ai nevoie de avocați pentru... De fapt, imposibil pentru toate regiunile din lume unde ar putea să fie comercializate aceste produse. Care e programul de lucru într-o companie de tip lui Vuitton? Adică ajungeai dimineața... Este, nu e neapărat program de lucru. Un program normat. Aș zice, plecam destul de târziu, 7 seara, 8 seara, depinde când ai lansări. Adică nu e un orar care e stabil. Nu e normat, nu e ca la fabrică, nu te duci la 7. Ai lansări în fiecare lună sau în fiecare două luni și practic lucrezi până la data lansării să-ți iasă toate conform planului. Și atunci câteodată lucrezi cât e nevoie să lucrezi pentru a face să fie bine, ca stocul să ajungă, lucrând în sediu și în partea operațională, pe lângă recomandările de plan operațional, lucram și la nivel de previziuni pentru produsele care veneau în 18 luni, lucram cu țările să-și pună comenzile, deci se fac foarte în avans toate aceste comenzi, previziuni de vânzări pe culoare, dacă e o colecție de rujuri, de exemplu, fiecare culoare are previziunea ei de la fiecare țară, le agreghezi, le dai la fabrică, intră într-un sistem în care ei își fac după aceea un planning. Este foarte, foarte organizat cum se lucrează și
pe asta, pe lângă ce se întâmplă cu produsul care, să zic, se lansează în următoarea lună, lucrez foarte mult în amonte cu, și cu dezvoltatorii de echipele care creează produsele și să le dai feedback, să vezi ce vânzări sunt la produsele recent lansate. Adică lucrez în multe, multe direcții, lucram mult cu departamentul de legal, unde când aveam de lansat țări noi sau distribuitori în țări noi. Avocații. Exact, avocații de, să înregistreze marca, produsele, da. Să înregistreze marca, produsele, să fie testate. Fiecare stat are alte norme pentru a aproba un produs la comercializare și atunci trebuia să testăm în unele cazuri toate produsele. Program infernal. Ești căsătorită? Ai copii? Nu? Exact, da, am o familie. Cum ai reușit? Într-un program infernal, într-o multinațională de tip Louis Vuitton sau de tip... Am găsit pe cineva care lucrează la fel de mult. Da? Ce face soțul tău? Soțul meu lucrează în domeniul financiar în Londra. Ne-am cunoscut prin niște prieteni comuni în Paris, chiar înainte să mă mut a doua oară în America. Și da, suntem împreună la Londra, avem două fete și încercăm să navigăm două cariere profesionale în același timp. Acum avem și orarele școlare cu 17 săptămâni de vacanță, ori noi nu luăm așa mult concesiu. Da, deci e român? E o jonglare, da, e un român, e din Zalău, da. Suntem în zonă. Excelent. Bun, Franța, da? Nisa, Franța, Paris, ai plecat de acolo. Pasul următor care a fost? Franța, deci a avut o oportunitate de a continua munca de marketing în tot în grup, în polul de cosmetice, de data aceasta la o marcă din San Francisco. Cu sediul, mă rog, în San Francisco și am spus... cum să nu? Cunosc orașul, cunosc zona. De ce nu? Unde? La Benefit, așa se numește, e o marcă de machiaj, Benefit Cosmetics, este acum în, nu știu, cred că peste 40 de țări deja. Când am ajuns acolo, ei tocmai ieși începusele departamentul internațional, erau foarte focusați pe America și Anglia, dar tocmai recrutaseră un CEO nou venit de la Coty și care avea planuri foarte mari de internaționalizare. Firma tocmai trecuse de la managementul către fondatoare, două gemene cu o personalitate incredibilă. Absolut spiritul american, Jean and Jane Ford din Indiana, care când au dat cu banul ca să vadă, să spună ce business ne facem. Și pe o parte era cosmetice, pe o parte era altceva și a ieșit cosmetice, bun, mergem în San Francisco, ne facem brand de cosmetice, adică... Avea un fond tot, înainte, nu aveau niște bani. Nu neapărat, nu, absolut cu acea atitudine, American visul dream. American, aveau niște bani din modeling, era foarte înaltă, făcuseră un pic de modeling, dar nu neapărat o carieră foarte longevivă, dar aveau destul cât să-și deschidă un magazin. Și au început de la un punct de lucru, au acum mii. Fantastic. Au devenit milionare, multimilionare. Miliardare chiar incredibil. Acum. Da, deci cu acea atitudine de nu contează. Le-am cunoscut, am lucrat direct cu ele. Adică erau încă în acea perioadă incipientă de a lucra cu un CEO și am învățat cum să lucrez într-o structură. Vânduseră majoritatea la grupul lui Vuitton prin anii 90 și rămăseseră în companie. Ei dezvoltau produse. Una era mai mult în dezvoltare de produs, cealaltă mai mult în operațional. Țin minte, intram în întâlniri cu ele și spuneau, nu cumva să întrebi ce părere ai? Trebuie să întrebi, nu-i așa că ador produsul ăsta? Când eu era discuția despre previziuni de vânzări din toate țările în care se vindeau deja, eu când am ajuns erau în 12 țări, când am plecat erau în 26 de țări, deci am lucrat cu toate aceste țări să-și deschidă birourile, să înceapă să lucreze cu retailers, pe lângă munca de promovare a produselor cu țările care erau deja lansate. Dar în același timp, ele fiind așa de pasionate de
practic, fiecare dolar adunat, aveau niște vorbe de duh care între timp le-au și pus ca și citate pe ambalaj la produse, pentru că așa cu umor, ele nu vindeau și au fost printre primele mărci, sau nu cunosc altă marcă la vremea respectivă, să vină cu mesaj de cum te face să te simți, adică era machiaj care te face să te simți bine. Asta era motoul lor de la începuturi, de prin anii 70. Și atunci, vânzând stare de spirit, practic, poți să vinzi orice. Din întâmplare, vindeau machiaj. Dar tot ce însemna marketing, tot ce însemna ce ți se spune în magazin, nu vorbea neapărat direct de funcționalitatea produsului, ci starea pe care ți-o dat, ceva de gen un creion era ca să poți fi sărutată mai bine. Sau de genul ăsta. Sau la mascara, țin minte, la Rimmel, eram în magazin și mai mergeau, făceam așa câteva ore pe an în magazine ca să mai avem contact și cu consumatorii și ziceau, ia două Rimmeluri, unul pentru fiecare ochi. Și așa își făcea norma, pentru că fiecare avea obiective de vânzare, fiecare care era în magazin, dar o făceau cu așa o naturalețe, cu așa mult umor, încât învățau sau transmiteau această stare de spirit și angajaților, și formarea și trainingul era de asemenea manieră încât să fie ca și o discuție între prietene. Excelent. Da. Zi-mi, cum e munca cu genul ăsta de patron miliardar? Mai ții legătura cu ele? Adică cu... Din păcate nu mai sunt, dar am ținut legătura pentru că eu, după ce am lucrat 2 ani în San Francisco cu ele, m-am transferat la biroul Benefit din Londra, deci făceam în continuare marketing operațional pe... Tot pentru ele. Care e nivelul, dincolo de nivelul profesional? Există și un nivel personal? Ieșați împreună la restaurante? Nu. Nu. Ele trăiau pentru... Benefit, nu știu, visau Benefit. Jobul lor de la 8 la... Păi nu, era 24 8, de ore. De la 8 la 8. Era 24 de ore acest job, adică visau produse, veneau și spuneau dimineața, am visat, efectiv, am visat produsul ăsta. Adică nu erau genul care să meargă la studii de piață, să vadă cam unde e, pe ce segment, că în general asta intuiție, e modul clasic, exact. Adică o mergi și cu asta mergi până într-un punct, dar ele ca antreprenoare, pornind de la zero, așa și-au crescut business-ul până într-un anumit punct, după care, într-adevăr, a venit un grup gen Louis Vuitton care a luat și a pus mașinăria în mișcare ca să le ducă de la 10 la 40 de țări. Au făcut exitul spre Louis Vuitton? Da. Au rămas cu un minoritari, dar în continuare rămăseseră să dezvolte produse și la un moment dat s-au și pensionat, dar foarte târziu, foarte, foarte târziu. Nu știu exact ce vârstă au, pentru că niciodată nu spuneau clar care vârstă. Nu știu, spre vreo 70 și sigur, da. Dar totdeauna când întreba lumea câți ani au, spuneau altă cifră, deci nu știu. Excelent. Foarte american de altfel. Oameni interesanți. Foarte interesant. Din San Francisco ai plecat în Londra. În Londra, la fel, m-am transferat mai aproape de casă, dar păstrându-mi pasiunea pentru marketing și pentru acest brand care m-a fascinat din prima zi. Ai rămas în lumea marketingului, da. Deci plecând din San Francisco în Londra. Da. Unde ai ajuns? Deci tot la Benefit Cosmetics, în schimb un rol care era mai aproape de magazine, de retailers. Am lucrat cu Harrods, cu Selfridges, cu Harvey Nichols, deci toți mari retailers din Anglia și Irlanda. Și a fost o altă latură, practic, din sediu, cum lucrasem până atunci doar în sediile centrale. Dai recomandări țărilor sau le revizuiești planurile de lansări, în schimb nu vezi așa la firul ierbii exact cum se discută în magazin cu un buyer, ce spațiu să iei la promovări sau câte bucăți o să se vândă, pe ce, dacă aducem o celebritate, cine este sau la nivelul acesta. Și asta pentru mine a fost o altă latură care nu făcusem până atunci și am primit practic o foaie albă de la cine erau country manager acolo și au zis că eu le-am spus vreau să vin mai aproape de părinți, eu sunt fiică unică. Europeană, da, din Europa. Nu mai am, și nu mai am frați și atunci am zis totuși să nu fiu capătul celălalt de lume, să fiu mai aproape și
primul lucru a fost să le spun echipei din Londra, eu o să mă mut la Londra, dacă aveți ceva ce apare bine, rol, dacă nu... dacă nu ținem legătura. Și peste o lună au venit la mine și au zis, păi spune-ne tu ce îți place ție să faci și găsim o soluție. Excelent! Și mi-am format eu o descriere de job, practic ce nu făcusem până atunci. Ți-ai construit tu jobul. Exact, da. Și am spus, eu n-am mai lucrat în direct cu retailerii până acum, decât prin echipele locale, dar vreau să văd cum se pune problema, cum se discută. Și atunci au zis, păi bine, păi ăla-i jobul tău. Și așa a fost transferul meu la Londra. Ce a fost hilar e că, bine, asta venise după episodul cu avocatul Louis Vuitton, care eu încercasem să-mi extind viza cu pașaportul și nu știu de ce, iarăși, bine, probabil pentru că nu erau mulți străini, erau 2-3 francezi veniți prin transfer de la Louis Vuitton și nu mai erau alți europeni sau ei m-au luat de americancă. Și când m-am dus la HR am zis, da, ce se întâmplă cu avocatul, cu viza? Pe ce viză? Nu ești americancă? Mă treceau transfrație, vai de mine, oamenii ăștia nu și-au făcut temele, adică le-am spus din prima zi, am nevoie și așa mai departe. În fine, am intrat în legătură cu acest avocat care ți-am spus după 10 secunde, a zis, sorry. Avocatul grupului lui Avocatul grupului din California, mă rog, și a zis, nu, sorry, e de nest europei, mai bine nu. Și cumva și asta a contribuit la decizia mea de a veni în Europa și mai aproape de ai mei și așa mai departe. Iar când am aplicat pentru permis de muncă, așa era înainte să fie românian în UE și cu permisele de muncă ridicate, a trebuit să dau test de engleză pentru a aplica la unde? În Anglia. Și am sunat la home office și am explicat, zic, vă rog, nu mă puneți să trec prin asta, am diplomă de la Cambridge de engleză, vorbesc engleză, lucrez în San Francisco, m-auziți că vorbesc engleză fluent, nu mă puneți să-mi pierd o zi de concediu pentru acest test, care e exact în cerințele lor. Zice că, nu, ne pare rău, ai pașaport românesc, trebuie să treci prin... Incredibil, din cauza pașaportului. Da, din cauza pașaportului, absolut. A fost singurul criteriu pentru care au spus, nu, tu trebuie să iei test de engleză. Să treci proba de engleză, deși tu venisești de pe niște poziții puternice. Da. Și eu luasem oricum o diplomă de Cambridge, care era cel mai înalt nivel de, se numește proficiency, care ei spun că e internațional pe viață, recunoscut de n-avea orice, valoare. Dar nu de guvernul lor sau nu de ministerul lor de interne, în fine. A fost o frână de mână pașaportul ăla roșu-românesc. Da, și uite, ironia vieții face ca acest pașaport acum, după Brexit, să fie o undă verde. Să fie invers, da. Da. Când ai ajuns în Londra, ai rămas în acest grup și ai plecat la un moment dat din grupul ăsta? Am plecat recent, în schimb, deci am stat la ei foarte mult. Am stat 12 ani între aceste 3 țări și 2 branduri. Am plecat căutând o nouă provocare. Marketingul s-a schimbat foarte mult în acești 10 ani. Și o mișcare mult mai accelerată spre digital. Spre big data sau spre toată această acumulare de date de consumator și eram foarte intrigată de ce, și în continuare sunt foarte intrigată de ce poate să aducă această latură pentru marketing. Și atunci, acum 2 ani, am început un rol la grupul de media Condé Nast, care are multe reviste, printre care și Vogue. Este din nou un rol global, deci mă întorc la un rol care e peste 10 țări. E un conglomerat media. E un conglomerat media care are reviste, are digital, are Vogue, producție mai video, are? Mai are Wired, Vanity Fair, GQ, diverse de mâncare, La Cucina Italiana, Bon Appetit, au Glamour. Glamour e și în România. Este și în România, da. E o franciză. Aha. Eu vorbesc cu sucursalele, practic. Da. Și tu ești pe poziția de... ești în marketing? Sunt în echipa de date sau de analiză, dar strict pe date de marketing. Deci, practic, eu creez, de fapt, o arhitectură a datelor de consumator, că nu există această arhitectură, deci o lucrez deopotrivă cu managerii de
promoții sau cine pregătește ofertele pentru evenimente sau abonamente. Acum Vogue, doar ca să dau un exemplu, Vogue are 5 verticale de unde i-a venit, din abonamente, din evenimente, vinde tricouri sau jersey cu Vogue, vinde, au cafenele, au cărți de colecție, deci vând foarte multe lucruri, dar toate stau în sisteme separate. Și atunci nu știi, când te uiți la consumatorul Dan, poate te văd doar ca și abonat, dar tu poate deja ești în evenimente sau în cafenea și în alte și verticale. Nu te vedem, nu te vedem. Și atunci tu le aduni, ce creăm? Acum este practic o uniune de peste 100 de baze de date de consumator, ca să putem avea această unică viziune a consumatorului. Dar această arhitectură nu există în firmă și puține firme din lumea au. Asta e foarte nou, e un domeniu nou. Și atunci lucrez între marketing și IT sau programare, practică. Lucrez cu data scientists, cu oameni care programează în Python, deci cu limbaje din astea de machine learning. Foarte, foarte, foarte interesant. În toată perioada asta, Diana, lucrând în poziții cheie în companii mari, Louis Vuitton, conglomerate media londoneze, ai primit vreodată oferte din România, de aici? Nu, n-am primit. Toate, o întrebare interesantă. N-am primit oferte în România. Nici nu i-am căutat. Nu tu și... să-i cauți, să te scaneze ei, așa cum te-au scanat alții și te-au găsit. Da, nu știu. Nu, n-am primit, dar stau și mă gândesc. Da, nu, n-am primit. Asta e răspunsul scurt. Da. E o mirare, nu? Adică vii cu un tip de experiență pe care puțini îl au aici. Găsești și ce cauți. E cam, mi se pare... Dar ai avut discuții cu colegi de breaslă din România care merg tot în zona ta de marketing, care ambalează, care... Aveam discuții pentru că aveam foștii colegi de facultate sau prietenii din ASE care oricum... E o diferență mare de mentalitate? Nu mi se pare. Adică mi se pare... De fapt, depinde de companie. Mi se pare că școala românească de branding sau de marketing... ține foarte bine pasul cu ce se întâmplă în alte țări. Sunt multinaționale care au echipe extraordinare în România. Deci există acest nucleu de oameni care au învățat la job. Deci nu sunt cunoștințe pe care neapărat școala ți le transmite, dar firme care au programe de training sau o formare extraordinară. Și cred că da, ținem bine pasul cu ce se întâmplă în lume. Și așa aflu de ce se mai întâmplă în țară. O luăm așa, Baia Mare, America, București din nou, Viena, te-ai întors din nou la București, Franța, Nisa, Paris, San Francisco, Londra. Și ajungem la cartea de pe masă. Da. Adică închidem cu Transilvania. De unde închidem cu Transilvania. O să-ți ofer această carte. Se numește Secrets of Transylvania. Este un album, e o carte album, practic, pe care am scos-o din dorința de a... O să-ți și dau o dedicație. Din dorința de a arăta lumii ce avem noi mai frumos, deci din toate experiențele mele și călătoriile personale. A, uită dedicația. Am văzut-o, gata, am identificat. Pentru Dan, o carte despre trecut, prezent și viitor și tot ce are mai frumos de oferit dragul nostru Ardeal. Ce frumos. Ce ai identificat? Identificat satul românesc ca punct de diferență față de alte regiuni sau alte popoare. Mi se pare că acest spațiu în care se păstrează încă tradiții de sute de ani, e un moment unic în istorie și tot ce înseamnă ecosistemul unui sat românesc, de la natură, la tradiții, la mâncare, la credință, meșteșuguri și rânduiala de peste an. Mi-am dorit să surprind în imagini și cu povești personale, ca și un fel de carte de vizită. E în limba engleză, e în limba engleză. Ca e... să le explici celor de acolo de unde vii. E pentru străini, deci îmi doresc așa să introducem puțin mai mult decât Dracula despre Transilvania. Am primit multe întrebări despre unde vin, cum e la noi, ce mâncăm, ce facem, și am ales să prezint spațiul rural pentru că orașele sunt aproape la fel acum, foarte apropiate de vest cum e în România. În schimb, la sate e altă dimensiune, alt secol,
parcă și de asta spun că e un moment unic, nu știu cât o să mai dureze asta. Am vrut să o surprind și am lucrat cu un fotograf profesionist, Gabriel Motica. Ai știut și ce să-i cer, tu venind dintr-o poziție în care știi ce să ceri. Bănuiesc că tu cereai fotografilor de acolo lucruri, nu? Absolut, și, da, și le faci brief ce trebuie să fie. Și am lucrat într-un mod similar cu Gabriel. Pe el am identificat pe internet. Coincidența face ca el e chiar din Baia Mare. Și ne-am întâlnit. A fost o evoluție naturală a colaborării noastre. I-am spus exact ce doresc. A și venit în satul bunicii. Și cum am filmat Mănăstireni, în județul Cluj, este lângă Beleș Fântânele, și am filmat acolo parte din costume, din mâncare, natură. Practic sunt imagini cu care eu am crescut și care mie mi se pare extraordinare pentru oricine care nu cunoaște. Și am completat cu alte imagini de peste ani din Transilvania. Am ales să-i spun ca și titlul Transilvania, pentru că e cât de cât o ancoră pentru cineva străin. Ok, am auzit de Transilvania, dar să fie surprins când deschide cartea, să vadă meșteșugurile noastre. Arată impecabil. Ea e scoasă în Anglia, nu? E scoasă în Anglia și știu, este probabil cel mai scump ce puteam să cer, dar am vrut să apară imaginile pe cea mai bună hârtie, da, și să fie așa o mândrie a ceea ce avem noi să oferim. Concitadinul tău iubește la fel de mult Transilvania, domnul Charles. Așa este. Și eram excelența curios. Sa, da. Excelența sa. De unde crezi că iubirea asta a prințului? Omul având la picioare lumea, Commonwealth-ul ea lui, dacă vrea să duce printre canguri în Australia, e tot domeniul se coroanei, poate. Se duce unde vrea. El este de o viață, e pasionat de tot ce ține de botanică, floră, faună, de conservare. Am văzut asta în The Crown, umblat după. E de conservare și ia foarte multe învățăminte din lumea satului și din Anglia. Iar el spune ce a găsit în România, se apropie foarte mult cu cum arăta Anglia acum 100 de ani și practic lucruri care au dispărut. Și de asta te pune puțin pe gânduri, sau pe mine cel puțin, să ne gândim cam cât mai rezistă acest ecosistem în România, da, de munca la câmp sau de biosferă sau, nu știu, tot acest ciclu de la oaie la lână toarsă la țesută. Nici nu știu dacă e bine sau e rău, Diana. Adică e ținută în ecosistem, că nici ne-a dat civilizația peste oamenii ăștia care are cu plugul și cu calul. E adevărat că e din nevoie. Nu la se noi, mai găsești în satele la engrezești. Noi e din nevoie, dar probabil faptul că s-a dus în așa extremă încât absolut totul e mecanizat în Anglia l-a făcut sensibil și mai mult când a văzut în România cum se lucrează. Și atunci el are foarte multe programe și în Anglia de conservare și de a ajuta aceste ecosisteme, dar este, cred că, o pasiune personală care va rămâne și peste activitățile lui publice aici, care le-a avut prin fundație, iar chiar Aura Woodward, care a scris prefața cărții, a lucrat cu el și a fost directoră executivă la fundația lui în România, cunoaște foarte îndeaproape toate eforturile în acest sens. Au făcut inclusiv restaurare de case tradiționale, de șuri, de... Adică, lumea nu auzise de biscri până când nu... Adică da. nu se auzise la modul general, da, de da, sat. Da, eu da. N-am auzit de biscri și cunosc țara asta pas cu pas. Dar nu, știam acum zona. Știm, acum acum știm. Toată lumea, biscri, da, biscri. Da, și ce e în jur la biscri, adică pajiștile acelea cu sute de plante care sunt pe, nu știu, pe metru pătrat. A fost un exercițiu făcut de una din asociațiile din zonă, în care era la o tabără de copii, cred, erau, au zis, ok, găsiți cât mai multe plante pe metru pătrat, și au găsit ceva de genul, nu știu, 200. Ceea ce e foarte rar ca să ai încă în 2021 acest lucru. Unde e cartea? Unde se găsește ea? Cartea s-a lansat recent pe rua.store și e disponibilă pentru livrare în România, livrare în Europa. Oriunde. Da, oriunde.
Da, sunt foarte mândră că a ieșit exact cum îmi doream și, și lumea poate să vadă și altceva despre România. Așa e, frumos. Diana, să te întreb așa, spre final. De ce te-ai întoarce în România? Dacă ar fi să te întorci, de ce te-ai întoarce? Sunt multe lucruri. Nu, aici chiar nu pot să aleg doar the one thing. Este bineînțeles sentimentul de a fi acasă, care nu a dispărut niciodată. Prieteni, familie, dar și aceste, nu știu, valorile care le avem, tradițiile care le avem, mă face să îmi doresc, am început să transmit copiilor mei despre România. Știu română, da, și chiar fiica mea cea mare povestește la clasă foarte mult despre România. Frumos. Am prezentat cozonac acum o lună, am mai vorbit despre natura din România la alta. Ei învață de mici să vorbească în public și atunci își caută săptămânal, au de vorbit în fața clasei. Cred că s-au săturat deja acești copii despre câte lucruri s-au spus despre România. România. Da, da. Dar continuăm, pentru că este o sursă de mândrie în familie și de ce să nu le transmitem? Te vezi înapoi în România? Lucrând în marketingul unei companii din Baia Mare? Noi venim de est, adică, nu știu, nu avem planuri concrete de a lucra în România imediat, nu se știe niciodată. Mm. Meseriile care ne le-am ales și eu și soțul meu nu se practică așa de mult în România, deci nu știu exact ce am face, dar n-ar fi exact la fel. Și la nivelul ăla. Și la nivel, tu ești obișnuită cu un anumit nivel de companii mari, de marketing. Cred că eu mi-aș găsi soțul meu, ceea ce face, e doar în câteva orașe din Europa, unde se practică și cred că cel mai la... Ce face el în domeniul financiar? E bancher de investiții pe un produs foarte de nișă, care cred că mai la est de München, nu cred că este... Produs de nișă? Da, da. Nu știu să explic foarte bine că nu sunt în domeniu, dar știu că intră pe o mână orașele din Europa unde se face asta. Și se oprește la München. Se cam oprește la München. Era ceva în Viena care s-a închis, dar da. Deci nu știu. Zi-mi, mi-ai spus de ce te întoarce. Zi-mi de ce nu te întoarce în România. Asta e o întrebare grea. Mă pui pe gânduri. Că din când în când te mai întorci la Baia Mare, mai vorbești cu colegii tăi, mai vii în București, suntem la Cluj, la Târgu Mureș. Posibilului, nu știu, mi se pare că e foarte atacată arta posibilului în România față de alte țări. Mi se pare că în interacțiunile care le-am avut cu așa despre idei, una alta, nu, că nu se poate așa, că... Negativism mult? Nu știu dacă e de negativism sau e un fel de cinism, așa, de... Nu, asta nu cred că e negativism, ci pur și simplu lumea a devenit foarte cinică, ceea ce mă face să mă gândesc ce trist. Da? Da. De, nu știu, asta e așa, la prima mână. Strigare, da, așa o simți. Dar e, nu știu, e o întrebare foarte grea, o să mă mai gândesc. Așa, pe final, știi ce aș vrea să facem? Să ne dai, să ambalăm cartea asta, să o ambalăm și să o trimitem unui om. Oh, wow! Îți spun și cui. Ok. Avocatului de la Louis Vuitton, care zice, pașaport de România, nu vreau. Exact. Hai să facem lucrul ăsta, să-i ambalăm frumos așa și să-i trimitem. Să vadă ce înseamnă Europa de Est. Cu salutări din Transilvania și din România. Drum bun spre Londra. Mulțumesc pentru tot, Diana. Mulțumesc, Dan. Cu drag. Oh, yeah. We'll be right back.